Salutare lume, bine ați venit, eu sunt Cosmin și da, astăzi vom face un nou episod de Wolfenstein, astăzi vom face un episod destul de terifiant în care am fost la concert la Echo. A fost foarte șmecher. Mi-a plăcut. Am lăsat și pe Facebook. E interesant asta. Misiunea asta trebuie să fie foarte atent. Deci e posibil să nu prea vorbesc. Așa, dă-i drumul, domnule. Prunchii și menarul. Tu ai față de Vasile Coșmar. Vasile Coșmar. Vedeți aici. Noi suntem în 1940 și ceva și te întreb de 2012. Nu contează, nu muri, da? Ai grijă că germanii ăștia sunt culoși mari. O, mă, că nu-ți fac nimica. Așa, nu-ți fac nimica, mă, ho, ușor, ușor, calm, am zis. E un episod foarte... Thank you.
Hai să-mi trag, hai să-mi trag. Înapoi, 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 înapoi. Înapoi, 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 înapoi. Așa. Înapoi, 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 mersi. Vin în Germania după mine, dar nu-i baie. Am. Să ne întâmplă și de asta. Ok. Dar am să te omor mai devreme. Ce ai pentru mine, domnule? Our British friends thought you might be able to use this. A silenced Sten submachine gun. It uses the same 9mm ammunition as the MP40. You must go now. If the guards find you here with me, we'll both be shot. Dar nu trebuie să știi, mă, nu trebuie să știi. Stai calmă că nu-ți fac nimica. Auzi? Ce ți-a făcut germanii ăștia? Nu, ți-a plăcut, nu? Știu că ți-a plăcut. Dar om, nu te mai da așa în spate, parcă cine știe ce-ți fac. E o simplă armă. Cu asta doar te penetrezi ușor, adică... Na, fracturezi. Deci pe aici nu putem să mergem. Să luăm pe aici.
mai e un neamț aici. Eu nu-l văd, nu-l văd. Morții nu sunt în urmă, uite. Oh! Silență? Bă, ești nebun! Vrem și amortizor, bă, oameni, bă, la o... la o armă. Ce e aici? Ok. Ok, deja am ajuns unde... deja știu. Să-i arunc o grenadă, dar... uite ce frumos au murit amândoi aici. Au murit ca doi îndrăgostiți. Leana și Leana. That love. Din șeful Mișel. Aha. Cimitirul german. Ce dracu e chestia asta? Oh, dinamită! Asta e prima parte, oameni buni. Are, cred că are două părți. Catacombe, ba, mă, stai să vezi aici ce n-aș pot să fie. M-am zis, o să facem episoadele cu... de-alea mari. Thank you.
Am avut o fază inteligentă, pentru că ea știu ce, ce sunt. Și sunt zombi de aia nenorociți care... Super zombie. Viață. Dai. Oh, motherfucker, n-am viață, n-am viață, n-am viață. Ce mă fac? Căciula mea de treabă! Oh, shit, shit! No, no!
de unde? Lasă scutul. Așa. Ăla-i. Cu căzut. Ce dracu sunt, bă? Oh, nici nu am observat asta. Trebuie să-i deschide ceva. Cripta, aoleu, asta e cea mai de căcat. Mai avem puțin și terminăm, cred că, misiunea.
La fiecare au cred că trei părți. Nu țin minte ca... Hai, ieși în scutul ăla, ieși din scut! Nu vedeam. Find the secret area. Locul ăsta îmi spune totul. What? Oh, fuck, dude! Așa, să vedem, trebuie să mergem pe aici. Pregătiți-vă. Acum începem. Începe partea distractivă. Thank you.
Oda! Oda! Pok! What? Unde? Haideți pe aici. Tot cu episodul nostru de azi, eu sunt Cosmin și ne vedem data viitoare. Fac un skip la ăsta cumva și trecem de el, pentru că foarte retardat se complică la un moment dat situația. Și nu vreau să spun. Eu n-am observat gaura aia, deci nu m-am gândit că putea să fie ceva de desubt. În fine, mă rog, eu sunt Ghostman și vă spun ceau, les.